Da, este un moment foarte, foarte așteptat de către noi. Pentru a 7-a oră, Școala Silvania vine cu acest proiect prin care se străduiește să ajute pe copiii care sunt mai puțin favorizați, respectiv pe copiii bolnavi, și prin tot ceea ce vedeți aici, prin toate aceste produse pe care le pregătesc acești copii minunați, copiii bolnavi, care vor beneficia de rezultatul muncilor, vor avea poate un brază de speranță în această perioadă foarte importantă pentru noi, pentru creștini, perioada în care așteptăm ca Domnul nostru Iisus Hristos să învie pentru noi. O zi minunată aici la Șimleul Silvaniei. Sigur, știți că Șimleul Silvaniei este în sufletul meu și ori de câte ori am ocazia, promovez acest oraș și ceea ce se întâmplă aici. Noi suntem la 7-a ediție, un eveniment de suflet, un eveniment care nu-l găsiți în multe locuri din România. Și pentru ce fac acești oameni aici? Primăria, școala, vă felicit pe cele două doamne aici alături de mine, doamnele directoare, părinții care sunt implicați în acest eveniment, cred că merită toate aprecierile noastre și mă bucur că sunteți aici și promovați. Că de multe ori în România, de prea multe ori, se promovează non-valorile, se promovează senzațional. Ceea ce fac acești oameni aici, la 7-a ediție, strâng bani pentru copiii bolnavi, copiii aflați în dificultate, în nevoi, cred că merită mai multă promovare și o să vă rog și pe voi și o să facem și noi tot ce ne stăm putință să promovăm astfel de evenimente, pentru că poate că așa vom reuși să devenim și noi mai buni, dincolo de faptul că suntem în postul Sfintelor Paște și se apropie, în curând vom marca învierea Domnului, poate nu numai în post, ori de câte ori avem ocazia, poate că ar fi bine să ne aducem tot aportul la organizarea unui astfel de eveniment. Eu felicit încă o dată pe organizatori, doamnele directoare, aici domnul primar, părinții implicați în organizarea acestui eveniment. Eu felicit pe copii și îmi doresc încă o dată această tradiție să continue la Șimleul Silvaniei și mi-aș dori ca și alte orașe din Sălaj și de ce nu din România să ia acest bun exemplu de la Șimleul Silvaniei. Mulțumesc frumos! Da, se tare au plătițe de la... Alex, Alex, merge dincolo și tu, Antonia. Nu, no, vreau una. Care mi-o dați voi la ea? Lasă să alegeți-vă dumneavoastră. Nu! No.
la deputată. Ne are să dea acolo prin toată asta. Adică ar fi funcțiunea. Este așa? Da, puteți să luați două cuțite. Nu, că iau, orice vrea. Cine strinde banii tu? Și ea, tot. Ești un foarte bun comercial. Dar îmi faci un transfer. Așa e mai bine pentru voi. Bă, am câștigat. Bă, da.